Aloha, prieteni! Eu sunt Tsunami și astăzi vreau să vorbim foarte rapid despre incidentul în care este implicat acum blockchain-ul celor de la Elrond. În caz că nu ați auzit, Elrond a avut partea seară de un atac undeva în jurul orei 2. Blockchain-ul Elrond a avut parte de un hack care a dus prețul monedei gold, cel puțin pe Mare Exchange. Prețul monedei gold a ajuns până sub valoarea de $5, undeva până la 4,60 de cenți. Tocmai din acest motiv, echipa Elrond a decis să închidă funcționarea exchange-ului până nu reușește să remedieze această problemă, având în vedere că chiar în urmă cu câteva săptămâni un caz similar a dus la crash-ul și la distrugerea monedei Luna. Momentan situația arată destul de ok pentru Elrond, dar trebuie să vedem exact ce a cauzat acest incident și cum va afecta prețul monedei gold în următoarea perioadă. După cum puteți vedea și de pe poza descărcată de pe Telegram, pe grupul MyRDEX Whale Alerts au fost semnalate tranzacții foarte ciudate în care era implicată moneda gold, tranzacții în care cantități foarte mari de gold erau schimbate în USDC. De exemplu, vedem că 7.000 de monede erau schimbate în 500.000 de USDC, chiar până la tranzacții de 307.000 de monede gold care au fost schimbate pentru 5 milioane de USDC. Ideea că aceste tranzacții au dus prețul monedei gold pe Maiar până la un preț de 4,62 de cenți, un lucru foarte ciudat și chiar cineva a reușit să facă o poză la ora 2:24 de minute. Această poză am descărcat-o tot de pe Telegram. Cineva a reușit să facă o poză când prețul monedei gold era de 4,65 de cenți. Nu știu dacă cineva a reușit să cumpere gold la acest preț. Pe anumite grupuri de Telegram pe care sunt activ, am văzut persoane care se lăudau că au reușit să cumpere gold la $6 și la $11. Iarăși, nu știu ce se va întâmpla cu tranzacțiile respective, dacă rămân active, dacă persoanele respective au reușit să transfere, nu știu, monedele pe Binance și să le vândă acolo sau le-au momentan în wallet-ul lor de Maiar. Dar ideea e că, da, au fost persoane care au reușit să cumpere cantități destul de semnificative de gold la prețuri foarte, foarte mici. Dacă ne uităm pe TradingView, observăm că prețul monedei gold nu a fost afectat și pe alte exchange-uri, cel puțin pe Binance, pe perechea gold cu Tether. Observăm că aseară, la ora 2, prețul monedei gold a scăzut până la $70, apoi a avut parte de o creștere, undeva până la 74, aproape $75, deși dacă ne uităm acum în timp real, observăm că da, goldul se îndreaptă sub valoarea de $70. E normal, e un incident destul de grav care afectează securitatea acestui blockchain. Vom vedea totuși exact ce se va întâmpla. Totuși, pe CoinMarketCap, dacă mergem pe Wrapped Elrond, putem vedea că aseară la ora 2:26 de minute, Wrapped Elrond a ajuns până la valoarea de 4,65 de cenți. Și apoi în câteva minute cei de la Elrond au închis activitatea exchange-ului, și apoi cel puțin pe CoinMarketCap Wrapped Elrond a ajuns înapoi la valoarea de $73. Bineînțeles, acest incident a afectat și alte proiecte de pe blockchain-ul Elrond. Vedem că aseară, când Elrond era 4,62 de cenți, și alte monede au avut scăderi de 94%, dar da, cred că s-au remediat în majoritatea cazurilor, având în vedere că multe proiecte sunt listate și pe alte exchange-uri. O dovadă ar fi și pe CoinMarketCap, pe Zoidpay, unde vedem că da, seară a fost o scădere destul de mare, exact la ora 2:12 minute, undeva în acest interval. Trebuie să luăm în calcul că sunt multe proiecte pe blockchain-ul Elrond, inclusiv colecție NFT, care da, e posibil să aibă de suferit în această perioadă, și trebuie să vedem exact ce va face echipa Elrond ca să remedieze această problemă, dar trebuie să recunosc că au reacționat foarte rapid, mult mai rapid decât mă așteptam și nici nu trebuie făcută comparația cu alt proiect care
a avut parte de un crash foarte mare în ultima perioadă, cum am văzut pe alte grupuri de Telegram. E un atac la blockchain-ul Elrond, echipa a reacționat în timp util. Momentan, exact cum apare și pe Mare Exchange, fondurile tuturor sunt în siguranță, dar trebuie să vedem, pentru că e posibil totuși acest incident să afecteze puțin prețul monedei gold, mai ales acum în această perioadă în care piața este în bear market și da, investitorii sunt puțin mai reticenți când e vorba să investească, având în vedere că da, piața tot continuă să scadă și e posibil să mai meargă în downtrend încă câteva luni. Deși nu se știu multe informații despre acest incident, contul de Twitter Fodress, dacă am pronunțat corect, prezintă mai multe detalii. Cred că este cea mai bună sursă de informații despre acest incident la ora actuală. Pe lângă graficul în care se vede clar cum pe 4 ore e-gold a avut un crash de la 76 de dolari până undeva sub 5 dolari, dar prezintă multe informații interesante, de exemplu prezintă chiar anumite adrese, anumite wallet-uri care au cumpărat cantități foarte mari de gold, de exemplu acest wallet a cumpărat 98.000 de monede, undeva la o medie de 5,7 dolari per gold. Iar acest user oferă și un scenariu care crede că prezintă foarte bine ceea ce a cauzat acest incident. Se pare că este vorba de trei wallet-uri care aveau împreună o cantitate foarte mare de monede gold. De exemplu, cele trei wallet-uri aveau 800.000, 400.000 și 450.000 de monede gold, adică în total peste 1,6 milioane de monede gold, care s-au decis să vândă toate în același timp. Și tocmai din acest motiv, prețul monedei gold a scăzut cu peste 92% în doar 38 de minute, asta până echipa Elrond s-a decis să oprească exchange-ul Maiar pentru a nu cauza o scădere și mai mare a prețului. De asemenea, din cele 1,6 milioane de monede e-gold, se pare că 5,6 milioane de USDC și 38.000 de monede e-gold au dispărut, în timp ce 10 milioane de USDC, 170.000 de UTK și 180.000 de monede e-gold sunt în continuare pe 4 wallet-uri, sunt blocate sumele respective și vom vedea exact ce va putea face echipa să recupereze aceste sume. Ultimul update oferit de echipa Elrond a fost postat pe Twitter undeva la 10 și 35 de minute de Benjamin Mincu, care anunța că echipa încă lucrează la remedierea acestei probleme. Momentan, Mare Exchange tot nu funcționează. Echipa încă lucrează să remedieze această problemă. De asemenea, am înțeles că nu puteți să vă transferați monedele gold pe alt exchange cum ar fi Binance ca să le vindeți. Da, nu știu dacă este adevărat această chestie sau nu, oricum, cred că părerile sunt împărțite, sunt persoane care cred că urmează un dump destul de mare pentru Elrond, sunt persoane care cred că prețul ar trebui să crească dacă se remediază această problemă. Da, părerile sunt împărțite, ideea e că totuși este un incident destul de grav, totuși și alte exchange-uri foarte mari și alte platforme precum Ethereum și chiar Solana, de exemplu, au avut astfel de probleme. Ideea e să vedem cum va reuși echipa Elrond să treacă peste acest episod. Iar înainte de final, observăm că prețul monedei gold a scăzut sub 70 de dolari, a ajuns până la 66 de dolari. Sunt curios ce părere aveți voi despre acest incident. Ce credeți că se va întâmpla cu prețul monedei gold? Sunt curios dacă țineți monedele gold în această perioadă și dacă luați în considerare să vindeți monedele sau credeți că pe termen lung vor crește și vor ajunge înapoi la all-time high-ul lor. Vă mulțumesc că ați urmărit acest material până la sfârșit. Eu am fost Tsunami, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Aloha, prieteni!